Sfârșit tragic pentru un motociclist, acesta și-a pierdut viața după ce o dubă i-a tăiat calea. Astfel, motociclistul a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a izbit violent de un stâlp. La scurt timp, bărbatul și-a pierdut viața. Accidentul s-a produs în orașul Timișan, în Nicolau Mare. Imaginile de pe o cameră de supraveghere arată cum o dubă nu se asigură și îi taie calea motociclistului în vârstă de 35 de ani, care circula cu viteză. În urma incidentului, bărbatul aflat pe două roți s-a dezechilibrat și a intrat într-un stâlp de pe marginea drumului. În urma impactului, bărbatul a fost transportat în stare gravă la spital, însă acesta a decedat. Din informațiile martorilor, bărbatul nu purta cască, ceea ce s-a dovedit a fi fatal. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate cum a fost posibil evenimentul rutier.